Salut, eu sunt Andreea și acesta este vlog din Antalya. Am ajuns aici și ne ducem la mașina noastră. Aici sunt autocarele, dar noi ca de obicei ne-am luat mașină pentru că ne place să stăm doar noi, gen eu cu mami și cu Leila. Mereu când venim în vacanță în Turcia ne luăm mașină din asta. Cred că e mașina noastră pentru că nu prea ne place să... Da, e mașina noastră. Nu prea ne place cu autobuzul, vrem să stăm și noi în liniște ora aia de mers. Așa că valiza noastră roz, ia uitați. Leila, gata, hai! Hai, Leila, hai! Hai, Leila, hai! Ridică-o tu, mami! Leila! Hai, tia! Așa. Ia uitați-o pe Leila. Încă n-am ajuns afară, dar deja n-o putem prinde. Ia uitați cum se uită pe geam. Micuța de ea. Dragilor, am ajuns cu Leila în camera de hotel. Aici este baia. Intrăm imediat și în baia, doar că mami e la baie. Dulapul. Așa, un dulap. Eu. Hello. Leila, aici pentru că este hotel care primește și cățeluși, avem un pătuc pentru cățeluși, avem două boluri pentru cățeluși și am chinuit să înțeleg cum lucrează aerul condiționat. Ah, gata, l-am pornit. Ia uitați, Leila, simte, cred că a dormit aici alt cățeluș, ia uitați cum miroase valiza noastră, iertați-ne de... Oh, ce drăguț! Ne-a dat și un ăsta de plajă cu prosop, televizorul, la care cu siguranță nu o să ne uităm, priveliștea, am luat special priveliște cu grădină, pentru că vrem ca Leila să alerge și o să alerge pe aici toată ziulica, două șezlonguri pe terasă, dar înainte să vă arăt terasa, ne întoarcem în camera de hotel. Aici avem oglinda de make-up, aici o să mă machiez, o să fac aici live, cred că văd că lumina e bunișoară. Aici este patul, destul de mare, niște vioje, dar și aici pot să fac live, că tot e comod. Mă uit unde e lumina mai bună, că eu nu mi-am luat ring light. Patul, îmi place foarte mult modelul, ia uitați, Leila, s-a ridicat și ea direct pe pat. E puroșul, mă machiez. Prima oară zburea cu avionul. Da, Leila, bravo! Și cam așa arată camera de hotel. Aș vrea să ieși afară, dar mi-a zis ăsta că dacă deschid ușa să nu se oprească aerul condiționat. Deci, cam așa ieși afară. O să vă mai arăt mai târziu când o să ies. Arată foarte drăguț. Două canapele. Leila, nu plânge, mama, nu pot. Mai stai puțin, acum și-a simțit. Ce vecin sau vecina are Leila, Doamne, ce frumoasă e! Zici că, Doamne, zici că surori, frățiori, uitați-vă cât de mult seamănă! Doamne, mor de dragul lor! Vai, cât de dulci sunt! Dar ce mult seamănă, frate! Bună, dragilor, este ziua 2! Ziua, prima zi în care sunt aici, efectiv eu sunt șocată că doar eram stat, cred că 2 ore la soare și uitați-vă ce bronz frumos am, nu sunt machiată, n-am nimica, dar uitați-vă ce bronz frumos am,
M-am trezit puțin la spate. Astăzi, la a doua zi, eu m-am trezit la ora 9. Vă zic, m-am trezit la ora 9 cu niște dureri și zilele alea de pete, da. Deci acum trebuia să mi se înceapă acum la mare. Super. Și după aia m-am culcat iar și m-am trezit la ora 1. Deci acum... Mama, e ora 1? Da. Cât e? A, m-am trezit la ora aproape 3, îmi pare rău. Am dormit azi o grămadă, am așa o energie și e foarte drăguț aici. Am venit și stăm pe, cum se numesc, chestiile astea. Hai să vă arăt. Aici e mami. Mami! Aici e Leila. Uitați cum arată totul, ce frumos. Vrem să mergem acolo la lobby să mâncăm. Aici am luat 3 prosoape. Afșoară, gentuța mea. În gentuță mi-am luat cu mine apă termală să mă dau cu ea când mi-e cald. O chestie de pus pe cap, cartelele și cam atât. Leila! Leila! Mama, deschide! Iepureasele, mama, iepureasele! Iepureasele, mama! Acu-s mama lui Leila, deschide, acu-s, acu-s. Hai follow și pe Insta, știi că sunt true. Ia fo- Te teme de pisicuță, Leila? Leila, te teme de pisicuță? Leila se teme de pisică, dar când se întoarce pisica cu spatele, nu se mai teme. A venit cu la mama, Leila! Leila! Hai, lasă pisicuța! Și vine cu la mama! Oh, pisicuța? Pisicuța, mama? Pisicuța? Hai, du-te la pisicuță, mama! Ia uitați cum s-a pus și se uită la pisică. Uitați-vă cum s-a pus și se uită. Dragilor, eu am venit aici înapoi acasă, pe terasă, și mă bronzez. Leila și-a găsit o pisică acolo, până acum a hămăit-o. Vedeți aia? Și a terminat să o hămăie și văd că vine înapoi. Leila, hai veni cu aici. Îmi pare rău de Leila, că e tristă, n-are alt cățeluș care să se joace. Dar ai văzut care cum s-a jucat? Da, unde e cățelușul ăla? Gata, a plecat? Nu, încă... Mai era un cățeluș aici, dar... Lasă. 10 zile o să stăm aici, deci sigur îți găsești ea alți prieteni. Facem un toc. Toc. Ia uitați, doamna se joacă cu Leila. Nu v-am povestit, dar ieri am fost foarte supărată eu cu mama, pentru că ne-a zis ăștia de la hotel că n-avem voie cu Leila fără leță, n-avem voie cu Leila în mare, n-avem voie cu Leila în bazin. Adică, frate, noi am venit special la hotel ăsta, că puteam să mergem altundeva. Eu voiam în Bodrum să mergem și era să mergem, dar nu există hotele în care ai voie cu câine. Am stat foarte mult să căutăm un hotel mișto care permite cu câini. Și apropo, ieri am văzut un Maltipu, exact ca Leila, cei care m-a întrebat ce rasă e Leila. Leila este rasa Maltipu. Dar văd că azi deja e ok, nu ne zice nimeni nimic, noi tot stăm cu Leila la fiecare pas. Și văd că nu ne-a zis nimic, ne-am comandat niște cocktailuri eu cu mama. Ia uitați ce bine arată. Eu mi-am luat pina colada, mereu mi-o pina colada, este preferatul meu. Se asortează cu unghiile și pedicura mea. Haideți să încercăm să vedem cum e. Outfit-ul meu, o rochiță simplă neagră,
Îmi place foarte mult vechița asta, e foarte confortabilă. Ochelarii mamei. Și cam atât. Андрея, путь мой репети. Соловьев? Ai obosit? Am obosit. Sunt bine să mi-am. Ele de Acesta este un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Nu știu dacă asta o să fie intro-ul la vlog sau mijlocul la vlog, dar vă salut. Este ziua... Mama, câta ziua? Ziua 3. Acesta este outfit-ul meu de astăzi. Arăt ca o băbuță. Glumesc, nu, sincer ador outfit-ul ăsta. Mama ars puțin la spate. Rochea în care am venit pentru că vreau să-mi fac poze. Chestia asta pe cap, cercei, din păcate n-am cercei aurii, adică am o tonă de cercei aurii doar ca acasă, deci n-am pus cercei ăștia. Și acum mergem să facem poze. Mi-am luat acești slippers, foarte confortabil, îi ador, se potrivește și cu rochea. V-am mai zis să am un outfit negru, dar am zis că hai să mă îmbrac în rochea asta, că femeie care arată superb. Mergem mai întâi să-mi fac niște poze și după aia la cină. Da? Leila, poți să ne zici, te rog, îți place la mare? Îți place mâncarea de aici? Tot faci pârțuri? Da sau nu? Da sau nu? Gata, nu te rușine. Nu, gata, iubitele mamă, iubite. Iubitele mamă, urechițele mamă. Fândeliețe, pârțuiațele mamă. Ia frumoasa mea. Așa, Leila doarme numai în pat cu noi. Leila! Leila! Vine aici, aici. Dragilor, am lăsat-o pe Leila în cameră. Eu cu mama plec acum la plajă la mare. Vacanța este super tare, mă place foarte mult. Eu uit să și filmez. Că n-ai vacanță și uit să și filmez. Mi-am prins azi așa părul foc. Bine, eu numai coc aici, stau. Pentru că
se simt ca... Așa e? Mi-am prins așa când de genul ăsta. Pentru că sunt 30 ceva de grade, 35, dar se simt ca 40. Se simte foarte cald. Uitați ce frumos. Am fost la masă, la mic dejun, ca de obicei n-am fost, că am dormit. Outfit-ul meu de azi, costumul ăsta de baie, de la Elia. Șlapi. M-am uitat așa șlapi. Rochița asta albă. Gentuță. Gentuța de la Mojito, foarte mișto. Și gentuța mea tot așa, îmi place enorm. Astăzi o să pun poze pe Instagram. Gentuța tot de la Mojito. Cum așa de la mami din garderobă, sincer nu știu de unde o are. Lumea aici stă la piscină. A, din tot ce ai luat? Mișto. Aici piscina și mergem acum... Aici e restaurantul de dulce și acum mergem la... A, era bine să-mi iau o cafea, dar... Îmi luam o cafea. O să comandăm pe plajă, da. Și acum mergem, aici e restaurantul principal. Și acum mergem să ne bronzăm puțin la plajă. Ne vedem acolo. Leia, Leia, ia colula mama, a vininga, a vininga. Ai venit încă la mamă! Ia uitați, mama s-a îmbrăcat pe dos, vedeți eticheta? Leila, ca de obicei, se joacă cu cățelușul ăla. Cățelușul ăla deja nu mai vrea să se joace. Vrem să mergem la mare, dar e foarte cald. Nu știm ce să facem. Leia! Da, toată lumea ne oprește și ne întreabă de unde avem căruciorul ăla roz mișto și le zicem site-ul. Că e un site-ul turcesc aici de poți să găsești bine. Nu de pe site-ul ăla am comandat, dar poți să găsești și pe un site turcesc. Balon! Gadgetul lui Leila. Asta e prietenul lui Leila, cacicul lui Leila. Ia uitați cum se scutură. Zici că e un ursuleț. Ce piciorul ce slabe are. Parcă a slăbit cu 3 kg. Ia oricum e slăbuță. E în formă. E în formă, e chic. Ia uitați, o spălăm pe Leila. O răcorim. O răcorim, că e foarte cald.
Da, îți place? Îți place? Da, da, dar de la să încep să vorbim. Îți fac să felicitare. Îți place aparatul? E foarte cald, o înțeleg. Da, uite, de la să încep să vorbim. Nu pune nisip. Hai, stai, bine, hai să spunem din nisip. Ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut aici? Dă hârtie. Dă hârtie, mă repede. Ia stai, îți arăt. Hai ia de hârtie, vin încoa, hai vin încoace, hai, hai ia de hârtie. Plimblare, da? Vrei afară? Da? Vrei să plecăm să ne plimbăm? Am o să plecăm la restaurant. Leila are rochiță frumoasă, da? Și pleacă la restaurant. Da? Plecăm să ne plimbăm? Vrei afară? Da? Mergem, mergem. Andreea să facă TikTok-uri și mergem, da? Stau frumos, da? Doamne, ce frumos! Aranjat leile, așa, cu mânuțele așa închise, așa stau fetițele, da? Așa stau fetițele. Bravo! Ce gata, te-ai plictisit deja? Vrei afară? Da? Vrei să mergi să ne plimbăm? Da? Amuș, mergem, amuș, că nu are răbdare. Stai, vrei să fac tu, păși mergem.
Ai făcut TikTok cu Andreea? Ai făcut TikTok? Da. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut TikTok? Ți-a plăcut TikTok? Așa, odihnești, te odihnești că e obosie, da? Așa, fetele obosesc? Da, eu știu că te plictisești, să vrei să ne plimbăm. Nu știu să ne plimbăm. Nu știu ei. Gansesc. Uitați, cățeluș, exact ca Leila, tot e băiețel, ca Leila. Apropo, fun fact despre călătoria noastră, noi nu putem să strigăm aici pe Leila, i-am schimbat numele o perioadă, pentru că aici în Turcia Leila e nume de om, e nume de mamele oamenilor au așa, și când zicăm Leila se uită tot urât la noi, pe gen cum am putut să punem la câine așa nume. Ia uitați-vă, doamne, ce de frumos e aici. Nu? E gelos cățelușul ăsta, că mama lui i-a dat din cănuța lui, i-a dat apusoară lui Leila. Ia uitați, doamne, ce frumos sunt. Ia călea cățelușul. Și de frumos. Care e problema? Noi strigăm Leia. Așa o strigăm, Leia. Dar ea săraca nu știe cum o cheamă. Reacționează că pe ea o cheamă Leila. Ea nu știe cum o cheamă Leia, dar noi în Turcia, ca să nu se uite lumea ură la noi, îi zicem Leia. Dar pe ea o cheamă Leila. Leila. Vedeți la Leila cum reacționează cum s-a... Am comandat așa o limonadă și m-a apucat tristețea când mă gândesc că mai avem încă 7 zile și mergem acasă. Eu parcă m-am obișnuit așa, nu, parcă asta e casa mea, nu mai vreau acasă. M-am obișnuit așa, îmi place atmosfera. Nu prea aș vrea să mă întorc acasă, să fiu sinceră. Eu vreau să rămân aici, nu vreau sărăcia aia. Știți TikTok-ul ăla? Mamă, trebuie să fac TikTok-ul ăla neapărat.